Deranj, al meu, al lumii. Situația asta i-a dus împreună și încep să se cunoască. Alții se resping, unii țin post și se roagă. Alții fac meditații și pâine, cu maia sau fără. Unii muncesc foarte mult, până seara târziu, și singura masă din zi e aceea în care își încheie programul.